V-a șocat când ați aflat de decizia în cazul lui Dănuț Lucu? De ce să mă șochez, mă? De ce să mă șochez? Nu știu, e un fost mare și fotbalist. Ce fost mare? Și dacă e fost mare fotbalist, legea scrie la lege. Un fost mare fotbalist nu are voie pușcărie, face chestii penale, nu face pască, e așa? Nu. Păi băi, vrei să spun ceva? Că a fost mare fotbalist și n-a fost acum el extraordinar atât de mare, cum zici tu. A fost fotbalist la Dinamo Miliția. Înțelegi? Și Miliția ai văzut? Bă, ai văzut că s-a debarasat. Eu, care tot timpul a fost împotriva mea. Acum îi trimit hârtie. Că acolo la... Și-a dat 7 luni. Face 3 luni jumate. În regim deschis, că este un auc, nu are cum să-i dea regimul decât deschis. Pac hârtie eu, vă rog să-mi... Că acolo nu poți să spui vreau pe lupă. Scrie acolo pe hârtie. Dom'le, vreau să angajez de la dumneavoastră, de la penitenciar, un deținut care el a fost fotbalist, mijlocaș, bun, dădea pase bune, înțelegi? Care a fost la o echipă care a câștigat campionat, care cu tare, înțelegi? Și care semnalmentele lui, adică, că altfel nu ți-l dă. Prostie și asta, că domnule... Și vine, îl trimit o mașină, îl ia pe lupul dimineață la ora 7, îl duce la mine acolo, la Berceni, la Berceni. Și ce să facă? Taie frunze la câini. Ce să fac? Cum îmi spunea mie, am avut o, venea controlul de la ANP, că vine, domnule, controlul la ANP și director. Și, domnule, ia și tu o cârpă, că eram la Hagi acolo, știi? La Academie. Și i-am luat-o, că mi-a dat cârpa și eu i-am aruncat-o cârpa în față. Băi, eu sunt becali, eu nu șterg cârpă. Mănâncă tu cârpa și cu ăla, director de la ANP, luat-o și mâncați-o voi. Eu șterg eu. Păi eu, Hagi, m-a angajat aici, Academia, ca eu să fac scheme de tactică de joc, așa scrie, un lucru care e priceput la fotbal. Păi eu mă pricep la fotbal, nu spune angajez unul care să șteargă cu cârpa bine. Ai ceva la cap? Era unul mate. Și a zis, bă, nebunule, ăștia o să vezi că o să avem belele cu ei. Cine, mă, unul, cum îl cheam, o viră sau cam așa, nu știu, cam așa ceva, nu știu. Păi zic, bă, ăsta în viața lui, dacă vine directorul de ANP, când eu dau mâna cu el, trebuie nici nu mai spele pe mână, mă. Toată viața lui, zic că la nepot, v-am dat mâna cu becali, cum să fie ăsta milițian, să facă figuri cu mine, mă. Dar de ce vrei să-l ajutați acum? Pentru faptul că ați fost și dumneavoastră ajutat? Pentru că în viață, când e omul la suferință, trebuie să-l ajuți orice ar fi, oricât ar fi omul și orice ar face omul, în primul rând. Și în al doilea rând, mai mult decât atât, pentru că m-a deranjat că i-au desfăcut contractul de muncă. Adică, bă, dacă era un infractor de drept comun, da, domne, strică imagine. O, cum dă-ți fără carnet. Adică, și să-l arunci ca pe măsea stricată, iei miliția, ai văzut ce face miliția? Miliția te aruncă, aia nu l-a aruncat? I-au deschis un contract de muncă. Că de ce... Pe afecta imaginea. Cu ce, mă? Lasă-mă bine. Și mie? Trebuie. Cu ce a afectat, mă? Miliția. Păi vezi, miliția, e tot miliția a rămas. Dinamo. Păi cum, mă, cu tu au o glorie a ta, ei desfaci cu un loc să-l ajuți, să zici, domne, fac cerere și vine să-l... Cum era ăla? Ernest, sau cum îl chema, de la Bayern München. 35 de milioane evaziune fiscală, președintele. Rudi Fiorle, sau nu știu, sau Fiorle, sau nu știu. Era un președinte la... L-au angajat ei la pușcărie, venea omul, trimitea clubul cu tare, lucra acolo, se ducea, dormea la pușcărie, venea ziua, lucra, ducea la pușcărie, 35 de milioane. Evaziune. La ei în club trebuie evaziunea, de la ei. Și ăsta mutu a condus el fără carnet, cum îl cheamă, Lup. Dom'le, îl alungăm ca pe măsea. Vezi miliția? Nu-i corect ce face miliția. Pentru perioada pe care o va petrece totuși acolo, că îi se va reduce probabil dacă va lucra la dumneavoastră, da. Va petrece 3 luni. Ce, nu știu, da. 3 luni jumate, poate 4. Probabil. Câștigă cam câteva zile, nu știu, poate să câștige cam 5 zile, 6 zile maxim poate să câștige dacă îi fac regim mai mult, adică să muncească 10 ore, adică, înțelegi tu? Și fac 6 ore pe lună, 6 ore, nu poate să câștige decât o lună de zile, să zicem. O să facă vreo 4 luni el. Mai să poate să scrie și o carte cu cărțile, mai merge, nu să... Merge, se poate, poți să faci doar 2 cărți pe an. Și din 2 cărți, da, din 2 cărți care le faci pe an, nu-ți mai dă 30 de zile, îți dă numai 20 ceva de zile. Lăs că le știu eu astea. Nu, vreau să vă întreb dacă pentru perioada...
perioada asta care totuși o va petrece acolo, probabil că e una dificilă, grea. Știți și dumneavoastră despre ce vorbesc. Așa. Aveți un sfat pentru dânsul cum să fie acolo? Bă, o să fie greu și o să fie greu pentru el. Dar într-un fel să știi că e bine. Nu mai poate. Credeți? Nu mai poate. Păi de unde acolo? Păi, nu știu. Păi de unde, mă, n-ai.